ceva despre tine. Ești noul torje? Nu, nu mă consider. Da, n-am. Nu-mi place să vorbesc despre calitățile mele, nu-mi place să vorbesc despre mine. Păi care e totuși atuul tău? Care e calitatea ta, number one? Nu știu, viteza, tehnica. Tehnica, în primul rând. Domnul Hagi te lăuda, spunea că ții mingea foarte aproape de picior, că-i semeni oarecum. Nu știu ce trebuie de dânsul. Mă bucur că a spus asta despre mine, este o mândrie pentru mine, că mă consideră următorul Hagi. Și îți dă ceva sfaturi suplimentare? Deocamdată nu, dar vă dați seama, sunt încă mici, sunt încă în creștere și am tot timpul să mă înveți. Prinzi încredere în antrenatul de Hagi. Vă dați seama că este o mândrie să fiu antrenat de Gheorghe Hagi, a fost cel mai mare jucător al României. Am ce să spun, este o mândrie. Prinzi încredere când zice domnul Hagi să iei 1-1 adversarii? Vă dați seama, prind încredere, n-am. Ce să vă spun? Este, mă motivează toate vorbele lui de pe margine. Este un antrenor foarte bun.